Ia noastră, onorată Părinte Decan, onorat Prezidiu, stimați invitați, dragi studenți, iată-ne în pragul Conferinței Naționale Controversa Pascaliei în România Interverică, sigur un subiect care așează cercetătorii conferențialii de astăzi într-o postură dilematică și tocmai de aceea am considerat necesar să spunem încă de la început câteva lucruri. În primul rând, demersul nostru de cercetare se revendică de la prezumția nepătrunirii, dezimplicării. Acesta a fost firul roșu al cercetării noastre. Preeminența onestității intelectuale, a responsabilității intelectuale, acestea ne sunt principiile fundamentale și ne vom situa permanent în cercetare, nu în polemica actuală pe care acest subiect a generat-o în peisajul cultural al contemporaneității noastre. Deschiderea o va face Părintele Decan, Părintele Bogdan Moise, care va sublinia câteva aspecte legate de tema propusă prin conferința noastră. Să-l ascultăm!